Una din principalele cauze ale producerii accidentelor este viteza. Șoferii fac abuz uneori și merg cu 140 km pe oră pe autostradă și mai pun 10 km de la ei pe drumurile naționale sau în oraș. Dar cu cât trebuie să depășești limita de viteză ca să rămâi fără permis? Limita maximă de viteză în localități este de 50 de km la oră. De la această regulă există și anumite excepții, ținând seama de împrejurări și intensitatea circulației. Administratorul drumului, cu avizul poliției rutiere, poate stabili limite de viteze superioare, dar nu mai mult de 80 de km la oră sau inferioare de 30 de km la oră pentru toate autovehiculele. În afara localităților, limitele maxime de viteză admise sunt 130 de km la oră pe autostrăzi, 100 de km la oră pe drumurile expres sau sau cele naționale europene și 90 de km la oră pe celelalte categorii de drumuri. În ultimele șase luni, polițiștii mehedințeni au constatat 4.265 de abateri în acest sens. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării sau anulării 856 de permise de conducere pentru depășirea vitezei legale pe diferite sectoare de drum. În ultimele șase luni, ofițerii și agenții de poliție au urmărit conștientizarea conducătorilor de autovehicule asupra importanței respectării prevederilor legale privind regimul de viteză, constatând 4265 de abateri în acest sens. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării sau anulării 856 de permise de conducere pentru depășirea vitezei legale pe diferite sectoare de drum. Pentru contracararea aspectelor negative în trafic și prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii rutieri vor continua acțiunile și controlele pe sectoarele de drum din municipiu și județ. Conform legislației în vigoare, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regimul legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță.